Salutare, prieteni, cu voi medicul veterinar Roman Sergiu și iată ne-a revenit pe canalul nostru de YouTube. Din păcate, pe perioada verii nu prea am avut timp de postări și am fost foarte, foarte ocupat, dar acum odată cu venirea toamnei și cu începerea sezonului de reproducere o să încerc să postez săptămânal, cum am făcut până acum, cu noi subiecte, cu noi abordări și cu noi informații despre aceste deosebite animale și despre produsele care le putem folosi în creșterea lor, pentru că sunt animale gingașe și fără tratamente corespunzătoare nu o să putem avea succes în reproducerea și atingerea potențialului maxim în creșterea acestora. Ce pot să vă zic, luna septembrie pentru mine ca și crescător este probabil printre cele mai importante perioade în tot acest hobby, deoarece în această lună pregătim animalele pentru viitorul sezon. Le pregătim prin tratamentele care le facem periodic, de parazitări, tratamente profilactice pentru sistemul respirator și vaccinarea, pentru a avea un succes în viitorul sezon, deoarece un animal tratat și pregătit pentru un sezon de reproducere o să ne ofere rezultate maxime în nou sezon de reproducere. Ce pot să vă zic? Întotdeauna eu în luna septembrie încep tratamentele de toamnă pentru că am exemplare mate care în luna octombrie-noiembrie deja le împerechez și așteptăm primii puișori. În următoarele filmări o să vă explic pe rând fiecare tratament care îl fac. Astăzi m-am gândit să vă zic așa în mare, să începe cu o deparazitare împotriva coccidiozei. Animalele deja sunt mari, dacă vrem le putem administra tratamente direct în apă, pe bază de amprolium sau soluții orale, cum ar fi toltrazurilul din Baicoc sau alte produse similare. Ulterior încep cu deparazitările pentru viermi și pentru râi. Folosesc produse cum ar fi Dectomax, Intermectin, Dufamec pentru deparazitarea externă. Acestea sunt produse injectabile. Iar pentru deparazitarea internă contra viermilor folosesc produse pe bază de fenbendazol, Panacur, Panafenul românesc sau de ce nu și Levamisolul în apă. Numai acesta este foarte amar, nu-l prea consumă și de aceea prefer să le administrez oral. Ulterior, după ce am terminat cu deparazitările, dacă nu vedem un efect foarte bun, le putem repeta la 10-14 zile. Ulterior, după deparazitări, în fiecare an efectuez un tratament contra infecțiilor pulmonare. Chiar și în aceste zile am avut un masculaș tinerel care rar să-l pierd din cauza că a făcut o pneumonie acută. Diferențele de temperatură deja în luna septembrie, noapte este răcoroasă, ziua au fost zile călduroase. Diferențele acestea de temperatură au declanșat o pneumonie acută. De aceea un tratament pulmonar ne-ar ajuta enorm și ne-ar preveni următoarele infecții care ar putea fi declanșate de anumiți factori climatici, cum e umiditatea de toamnă, cum e curenții. De aceea un tratament cu Pulmotil 5 zile în apa de băut îl consider un real folos în această perioadă. După acest tratament de obicei le fac o vitaminizare bună, avem o multitudine de vitamine pe piață care le putem folosi, iar ulterior iepurașii vin vaccinați. De aceea în această lună septembrie este luna tratamentelor. Dacă dorim un sistem, un sezon bun cu pui sănătoși, cu animale sănătoase, fără probleme ulterioare, deoarece, să vă explic, organismul femel, odată ce fată, este susceptibil la tot felul de infecții. Dacă femeia are paraziți, dacă are infecții pulmonare care nu le-am tratat, dacă are infecții oculare care nu le-am tratat, în momentul când va avea puișor sau va fi gestantă, o multitudine de factori se declanșeze și o să avem pierderi. La fel când apar puișorii, dacă animalul l-a deparazitat, adulții de obicei nu prezintă simptome de infestare cu paraziți, o să prinde puișorii. Și de aceea ne mirăm că avem enterite, se balonează și alte cele. De aceea v-am zis, luna septembrie este luna tratamentelor, luna în care pregătim animalele pentru reproducere sau, de ce nu, pentru expoziții, pentru că în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie încep expozițiile. Din păcate, în acest an am înțeles că nu o să se facă nicio expoziție. Eu cu
îmi doresc din tot sufletul, pentru că am animale bune în acest an și am văzut o grămadă de crescători cu animale bune, de aceea sper să avem expoziții. Cum v-am zis, în următorul episod o să vă detaliez fiecare tratament cu dozele care trebuie să le faceți și o să vedeți că o să aveți succes în nou sezon de reproducere. Cu voi a fost medicul veterinar Roman Sergiu, mă bucur că am revenit pe YouTube, o să încerc să fiu cât mai activ și dacă doriți sugestii, comentarii, lăsați-le în bară și eu o să încerc să vă răspund. O zi bună vă doresc! La revedere!